Cu privire la venirea Domnului. Pentru că parte din vegherea noastră are în vedere ceea ce așteptăm. Suntem pregătiți pentru ceea ce așteptăm. Și este important să știm ce așteptăm. De aceea, Apostolul Petru spune: Dar voi, fiind fiindcă așteptați. În așteptarea aceasta suntem chemați să fim trei și să vegem. Uh, atât Biserica Betel, cât și Biserica Happy Valley, Biserica Elin, toate bisericile noastre trec printr-o perioadă extrem de dificilă de letargie spirituală. Trebuie să acceptăm și să recunoaștem acest adevăr și nu să arătăm pe altcineva cu degetul. Uitați-vă fiecare la el însuși. Este din ce în ce mai greu să ținem plăpele deschise. Și nu mă refer la acestea care se văd. Este un simptom general în biserică. Biblia, de fapt, spune că toate fecioarele au ațipit. Și vreau în seara aceasta să încep prin a prezenta trei confuzii pe care Petru le surprinde în capitolul 3. Confuzii care pe unii îi adoarme, pe alții îi transformă în pargiocoritori. Prima confuzie este între întârziere sau îndelungă răbdare atunci când este vorba de venirea Domnului mulți pun la uh, îndoială punctualitatea Domnului Iisus Hristos bat jocoritorii neagă revenirea lui neagă că va reveni Domnul, dar trebuie să recunoaștem că unii dintre noi am început să punem la îndoială punctualitatea lui iată de ce Apostolul Petru spune cu vehemență și clarifică acest lucru. În versetul 9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum credunii, ci are o îndelungă răbdare. Iată, e o mare diferență între întârziere și îndelungă răbdare. Biserica Domnului, în vremea de astăzi, nu trebuie să se uite la ceas impacientată și să facă semne de frustrare, ca și când Dumnezeu a uitat cât este ceasul. Ci trebuie să fie recunoscătoare că, dacă întârzie, zicem noi, de fapt, dacă are îndelungă răbdare, este pentru ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Și atenție, are o îndelungă răbdare pentru voi, pentru voi, pentru noi, pentru tine, pentru mine. Scumpii mei, să fim foarte atenți atunci când privim bătăile ceasului escatologic. Pentru că Dumnezeu are îndelungă răbdare. Însă ceasul escatologic a fost oprit timp de aproape 2000 de ani. În momentul în care Smokinul a fost blestemat, ceasul escatologic a pornit din nou în urmă cu câțiva ani, atunci când smochinul a înfrunzit din nou, când a reapărut pe harta lumii poporul Israel ca stat. Și la ora actuală bate ceasul acesta și bătăile se întețesc și se precipită. Și sfârșitul este foarte aproape pentru că în 1948 am intrat în ultima generație și nu va trece neamul acesta de oameni până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Deci, fiindcă așteptați aceste lucruri, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, știind că ne apropiem de ultimele bătăi ale ceasului escatologic, așteptând sfârșitul. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Iată, dar confuzia între întârziere și îndelungă răbdare, care presupune mai întâi pocăință ca să-L așteptăm pe Domnul într-o stare după voia Lui, dacă întârzie întârzie pentru că nu suntem pregătiți și pentru că Domnul nu vrea să ne lase aici, în mânie. Pentru că revenirea Domnului presupune răpirea și ziua Domnului de mânie. Răpirea declanșează mânia lui Dumnezeu. A nu avea parte de răpire înseamnă să rămâi afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților, să intri în mânia lui Dumnezeu fără șansă, fără sorți de izbândă. Iată de ce trebuie să fim gata, dar mai mult, așteptând și grăbind. Cum putem grăbi? Știm că există un număr de plin al neamurilor. Numărul de plin al neamurilor se completează în două feluri. Prin faptul că noi suntem pregătiți și gata și facem parte din numărul celor care vor avea parte la revenirea Domnului, dar și prin a evangeliza oamenii nemântuiți până se va împlini numărul acela, că nu, până nu se împlinește nu vine Domnul. Iată de deci ce așa grăbim, așteptăm și grăbim Revenirea Domnului. Confuzia între întârziere și îndelungă răbdare. În al doilea rând, confuzia între venirea Domnului pentru lume și pentru credincioși. Aici spune, ziua Domnului, versetul 10, ziua Domnului însă va, va veni ca un hoț și eu vă spun, să ne ferească Dumnezeu să vină ziua Domnului pentru noi ca un hoț. Știți pentru cine vine ca un hoț? Pentru lume. Există mitul că nu trebuie să ne băgăm degetele în vremuri și soroace. Nu mă refer să calculăm ziua și ceasul venirii. De ce în fapte capitolul 1 Domnul Iisus Hristos le-a spus nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele? Pentru că ei au întrebat, atenție, vorbim despre apostolii care erau deja biserica Domnului Isus Hristos. În vremea aceasta ai de gând să instaurezi din nou împărăția lui Israel. Domnul urma să blesteme Israelul și să lepede pentru o vreme, iar ei erau preocupați de restaurarea împărăției lui Israel. Și Domnul spune, Acum vă ocupați voi de vremuri și soroace? Când de-abia începeți drumul acesta milenar de 2000 de ani în care trebuie să evangelizați toată lumea? Acum treaba voastră este să vă duceți la Ierusalim, să primiți făgăduința Duhului Sfânt și apoi să fiți martori în Iudea, în Samaria și până la marginile Pământului. Asta este treaba voastră acum ceasul escatologic, cele 70 de săptămâni din Daniel, nici nu se sfârșise încă ca să ia pauza erei Harului și ei deja discutau de ce se va întâmpla la sfârșitul vremurilor, în loc să se ocupe de mandatul Marii Trimiteri pe care Domnul Li -a dat. Însă, ascultați ce spune apostolul Pavel în uh, Tesaloniceni. De fapt, epistolele către Tesaloniceni și către uh, ale, ale lui Petru sunt uh, piese escatologice foarte importante în uh, felul în care uh, înțelegem vremea sfârșitului. Ascultați cuvântul din uh, Tesaloniceni. 1 Tesalonicen, capitolul 5, de la versetul 1. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților. E o mare diferență între nu e treaba voastră și n-aveți trebuință să vi se scrie. De ce n-aveți trebuință să vi se scrie? Pentru că voi înși vă știți foarte bine Că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Acum spunem, opa, înseamnă că o să vină ca un hoț. Da, dar ascultați, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii, peste, vremea, peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Vine ca un hoț pentru lume, nu vine ca un hoț pentru voi. Pe voi vă găsește rugându-vă, pe voi vă găsește cercetând scripturile, pe voi vă găsește la biserică și la părtășie, pe voi vă găsește în fanfară, în coruri, pe voi vă găsește într-o purtare sfântă și evlavioasă, pe voi vă găsește cu privirile în sus mărit să fie Domnul. Pentru voi nu vine ca un hoț. Și continuă citirea. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treci. De ce? Ca să nu ne prindă ca un hoț. Dacă dormi spiritual, venirea Domnului te va surprinde și te va prinde ca un hoț.